V-ați prezentat în fața autorităților de stat pentru a vă uni pe viață prin căsătorie. Numai căsătoria, încheiată în fața ofițerului de stare civilă, este recunoscută de stat și se bucură de protecția legii. În țara noastră, căsătoria se încheie numai prin consimțământul liber exprimat al viitorilor soți, având în vedere afecțiunea reciprocă și sinceră, fără nicio constrângere. În spiritul acestui principiu, urmează să vă dați consimțământul la căsătorie, răspunzând la următoarea întrebare. Cetățene Vaida Cătălin Nicolae, de bună voie și nesilit de nimeni, iei în căsătorie pe cetățeana Paper Cristina Ana? Da. Cetățeana Paper Cristina Ana, de bună voie și nesilită de nimeni, iei în căsătorie pe cetățeanul Vaida Cătălin Nicolae? Da. Constat că au fost îndeplinite condițiile prevăzute de lege pentru încheierea căsătoriei, dar înainte de a vă declara căsătoriți, vreau să vă aduc la cunoștință câteva dispoziții din Codul Civil pe care trebuie să țineți seama în relațiile de familie. Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între soți, pe egalitatea acestora, precum și pe dreptul și îndatorirea părinților în a asigura creșterea și educarea copiilor. Soții hotărăsc de comun acord în tot ceea ce privește căsătoria. Soții își datorează respect reciproc, fidelitate și sprijin moral. Dragi tineri, momentul acesta solemn, în care animați de cele mai alese sentimente, vă uniți pe viață prin căsătorie, să rămână adânc întipărit în sufletul și în conștiința dumneavoastră, ca fiind unul dintre cele mai frumoase momente ale vieții. Legământul făcut astăzi, aici, în fața autorităților de stat, să fie legea în care să vă călăuzească în viață, în numele sacru al familiei, pe care astăzi o întemeiați din dragoste și încredere reciprocă, și în numele copiilor cu care vă veți însemina și înnobila viața. În urma consimțământului dumneavoastră liber exprimat, vă declar căsătoriți și în numele Consiliului Local al Municipiului Satu Mare și al meu personal, vă felicit și vă urez mult noroc și casă de piatră pe noul drum pe care astăzi porniți împreună. Felicitări! Haideți vă să întâlniți! Yeah.
Alfabetica. Să vedeți, vă rog să stați la noi. Nu mai. Gata, te-ai dat de la poartă.